Doamnelor, domnilor, bună seara din nou, mulțumim că ați rămas aici. Imnul Golanilor s-a auzit astăzi în piața Universității din București. S-au aprins și lumânări pentru cei care și-au pierdut viața acum 32 de ani în timpul mineriadei din 13-15 iunie 1990. Atunci toată ziua de 13 iunie a fost dominată de confruntări, iar seara trenuri pline cu mineri plecau din Petroșan spre București la apelul lui Ion Iliescu. Este prima comemorare care îl găsește pe fostul președinte fără titlul de revoluționar. Despre ce s-a întâmplat astăzi în piața Universității vom vorbi și cu domnul Teodor Mărieș. Bună seara, președintele Asociației 21 decembrie. Bine ați venit. În continuare de noi, Bobi Comunescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Deci, da, acum pe pace mergem, nu mergem pe război, da? Că, depinde cum o fie. Da, eu până acum am pledat în favoarea domnului Iliescu și am spus chiar dacă i s-a ridicat certificatul de revoluționar, da, cu un curaj deosebit, sigur, pe baza luptei pe care ați avut dumneavoastră în instanță, nu știu de ce faceți treaba asta și de ce deranjați apele, ce aveți cu rușii și ce aveți cu... Mă rog, de asta o discutăm după aia. Era o glumă, stima să respectați. Dar totuși aveți ceva cu ei, că dacă tot faceți chestia asta... Mă, de 32 de ani afară cu rușii din țară, nu... Dar tot n-ați reușit. Eu experiment. N-am reușit deocamdată. Deocamdată. Da. Încă mai avem speranță. Italienii, uite că... Au naționalizat o rafinerie mare, dar ca să revin la povestea asta... Aici cred că sunt de acord cu domnul Rusu, cred că e confiscare. Confiscare, ca să nu mai dar folosim. Intrăm pe înțeleg, dar să nu mai folosim termenul lor. Dar de ce să nu folosim naționalizare? De ce, domnule, de ce e rău? Ne-au naționalizat ei tot după noi, război. Noi, România, urmarea acestei decizii, în care vedem clar că e lovitură de stat, după 22, după ce a avut loc Revoluția Populară, până în 22, când oamenii au ieșit că nu mai rezistau în așa, a fost furată, iar cu această decizie vedem că nu a fost furată de către revoluționari, fie... ci a fost furată de către eșalonul 2-3 din Partidul Comunist. Acum, poate unii dintre dânsii, poate unii dintre dânsii, trebuie să zic, poate erau de bună credință, poate, nu știu. Dar e clar că tot ce a urmat pentru cei care au fost la decizie, da, nu erau de bună credință. Din moment ce au omorât 1000 de oameni și au... Arestat, iar cu rănit cu câteva mii. Să am grijă cum vorbesc, că dumneavoastră totuși a stat în pușcărie. Deci sunteți deținut, ați fost deținut. Deci să am grijă la buzunare, păi, trebuie să când... Pentru ce ați fost deținut? Pentru ce ați fost deținut? Pe tot vorbesc de America și de Rusia. Ion Iliescu în 1990, în octombrie, merge în Statele Unite, în vizită. Și îl întreabă acolo românii. Când? Și Mărieș, de ce? Când? 1990. Da. Și îl întreabă românii, Mărieș, de ce mai e în pușcărie? Pentru că unii lideri poate spunem în ghilimele unii lideri, la momentul respectiv, erau fusese puși în libertate, eu rămăsesem în pușcărie. Și Ion Iliescu răspunde simplu, autorul celor două tentative de lovitură de stat, din 18 februarie 90, deci una a fost a dânsului și 13... Dar 13... nici măcar nu era lovitură de stat, că aici e chestia. 13 iunie 90. Tocmai vorbează domnul Mărieș și... Eu trebuie să vă spun un lucru, am fost, că au pornit și articole și le mulțumim celor care au scris deja... M-am fost invitat să particip astăzi, nu m-am dus la ora 11, mă simțeam, mi-a fost rușine să mă duc, pentru că eu n-am fost în piața Universității, la mineriadă. Și mi se pare că se duce așa, era ca și cum aș lua un certificat de revoluționar fără să fie o revoluție, da? Nu, așa am crezut eu și la mai târziu. Mai nu toată lumea a fost acolo, nu putem ideea să... Ideea este că ceea ce putem cine face noi... Cine e de bună credință și cine susține... Deci am spus chestiunea asta tocmai că... Mi se părea că n-am eu ce să caut acolo dacă n-am fost, nu m-am luptat și n-am. Dar ceea ce putem face noi este să susținem punctele de acolo, care aveau mare dreptate ce spuneau oamenii acolo. De fapt, punctele, nu? Ca să nu facem vreo greșeală gramaticală. Dom'le, ceea ce s-a spus acolo, noi auzeam pe cei de la Televiziunea Română Liberă, da? Și pe ziarele Adevărul și așa mai departe, unde ne spuneau că aia sunt niște golani, că aia sunt niște drogați, că aia sunt niște bețivi, că aia sunt niște nebuni, că aia nu știu ce fac acolo, prostituție, în corturile respective și așa mai departe, da? Ca să ne dăm seama după mulți ani, asta e în cazul meu și cred că mulți din generația mea și-au dat seama că toate poveștile astea erau fabricate tocmai pentru a susține această lovitură de stat. Pentru a ține toată distrugerea asta economică și în interesul unui stat care avea interesul ca România să fie un buffer, o țară tampon, distrusă, cu probleme, ca să nu poată trece să devină, eu știu, un pericol pentru vecini. Ce părere aveți, domnul Rusu, că tocmai și numele vă de ajută el la domnul Mărieș, pare bine să îl revăd și să-l ascult. Permiteți-mi să vă contrasalut și să vă mulțumesc că am înțeles că în prima parte a emisiunii ați spus câteva cuvinte frumoase despre mine. Mulțumesc, domnul Rusu. Păi da, da.
Și trebuie să vă spun sau să vă reamintesc domnilor și telespectatorilor și telespectatoarelor mai tineri și mai tinere, că toată mișcarea și toată acțiunea din Piața Libertății din 1990 a fost transmisă de Radio Europa Liberă. Și erau... Tocmai am fost în Portugalia, unde am întâlnit cu niște oameni care au lucrat în perioada respectivă la antena de la... Și tocmai la un moment dat când a fost, când era în București Mircea Carp și cu Emil Urezeanu, au vorbit, au fost solicitați de studenți, de golani, în ghilimele, da, ca să vorbească în fața lor. Mesajele au fost toate înregistrate, le-am primit în studio la München și au fost transmise în așa fel încât Bucureștiul și România știa exact ce se întâmplă în piața universității, la fel ca în zilele de decembrie 1989. Deci eram odată în studio când am primit un mesaj interceptat de la un radiofonist din România, cât un general de armată își dirigea dispozitivele ca să atace pe studenți și pe așa zis și golani. Da? Deci, un lucru mai foarte interesant pe care mi l-ați scris. Ce aveți dumneavoastră cu Mircea Joană, care este domnul Mircea Joană, vicepreședinte NATO și așa mai departe? Care e povestea cu anii 70, cu ambasadorii de atunci și acum? Eu nu am nimic. Eu am citit numai, am citit, cum citesc foarte multe cărți despre această istorie. Mircea Joană a fost în anii 90 purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. A fost trimis la școala ENA, nu? Pentru că el făcea parte din grupul, din copiii vechilor generali securiști. Tatălui a fost undeva... Asta înseamnă că are o vină, dar da, sigur, spuneți. Da, a fost mâna stângă a generalului Pace Paie și fotografiat. Am și fotografie aici, dacă vreți, vă arăt. Și a fost trimis chiar generalul Pace Paie i-a semnat dosarul de plecare în grupul tinerilor ambasadorilor pentru pace, care era un proiect în ce an? În ce an? În ce an? Dacă mi-aduc bine aminte, erau anii 70. Deci, 1900. Dar vedeți că totuși chestiunea asta nu s-a putut să devină ambasador în perioada până în 89, dar totuși după 89 a reușit să fie ambasador. Îl felicităm. Nu, deci practic. Ministru în 70 și după ambasador în, nu? Copii pregătiți. Copii pregătiți. Aruncăm acum cu noroi în noastră, vreau să aruncăm noroi. Nu, erau niște liste la Revoluție, cu permisiunea dumneavoastră, erau niște liste la Revoluție, că le-a văzut cineva, cu oameni foarte tineri, 18 ani, 17 ani, 20 de ani, lume necunoscute. Ulterior, i-a văzut lansați în politică, mă refer aici la Ponta, la Bogdan, cum îl cheamă? Cel care azi e închis. Haideți să nu vorbim de oameni. Bogdan, nu știu, care e Bogdan? Nepotul lui Ghizela Vaș. Haideți să nu discutăm de persoane. Da. Acești tineri au promovat. Înseamnă că cineva a avut grijă de ei, erau pe niște liste și urmau să fie promovați. Ideea aici la chestiunea asta cine este că... ne spune domnul Rusu? Se aruncă... Acum, trebuie demonstrat într-un fel sau altul dacă e adevărat sau nu e adevărat. Eu nu cred că e adevărat, dar se spune că domnul Joană a rezistat și a fost numit de domnul Iliescu, ambasador. Da? A rămas și în perioada convenției? Și a rămas după aia și în perioada convenției. Aici e un semn de întrebare tot, cu toată trecerea asta. Mă rog, asta am auzit de la domnul... Spuneți, domnul. N-aș vrea să arunce cu noroi, dacă nu e cazul. Dacă vrea să intervină, oricând poate să intervină. Dar o declarație interesantă a domnului Mircea Joană, care astăzi este pe post mare secretar general al NATO, este o funcție incredibilă. Întrebat la un moment dat în România, câți mai sunteți? Deci nici nu știu câți suntem. Adevărat. Așa. Stai puțin. Ce s-a întâmplat? Mai spuneți o dată asta. A fost întrebat odată cât mai sunt, să spunem, acoperiți sau descoperiți. A, zice, nici nu știu câți sunteți. Ce spuneți? Da, confirm și eu. Vă asumați ce spuneți? Confirm și eu, l-am auzit și confirmați asta? Nici noi nu mai știm cât suntem. Asta a fost reacția. Da, domnul Ponescu, eu când vă declar dumneavoastră... Sunt obligat să vă întreb. Chestiune publică. Altceva vreau. Da, domnule Mărie, și acum vă dau un exemplu și o să vă amuzați, pe de o parte, dar pe de altă parte o să vă dați seama de adevărata dimensiune a relațiilor româno-sovietice din acel decembrie. Noi, colegii mei și cu mine, noi am văzut Revoluția
din București, mișcările de stradă din decembrie 1989, de aici, din birourile noastre de Bruxelles, fiecare avea câte un televizor, care nu era pe releu București-Bruxelles, ci era pe un releu București-Moscova. Dar de ce era? Dar de ce era pe releu București-Moscova? De ce era pe Moscova? Așa, la Europa așa, Liberă. Era o chestie de EBU sau de culoare. În orice caz, partea interesantă este că Moscova a văzut atunci Revoluția din București. A văzut-o live. Deci aici sunt... Fără aprobarea Moscovei nu putea să aibă loc Revoluția. Mihail Gorbaciov, la momentul respectiv, își dorea să impună ceea ce s-a întâmplat în România. Am avut șansa să vorbesc cu dânsul. Sigur, nu se poate discuta. Astea sunt lucruri care nu se discută la masă sau, mă rog, nu o să spună. Dar poate la numărul de morți. Dar l-a furat, cred că a fost de acord. Pentru că problema economică... Să știți că el a fost scos când a venit, de vorba de fata domnului Elțin, care s-a ocupat foarte mult de chestiunea asta. Dar ca să revenim puțin la treaba asta cu... Deci noi avem aici o poveste. Deci, cum o rezolvăm? Că totuși, nu văd... Deci a apărut acest certificat, acest raport, această decizie a guvernului prin care se ridică certificatul de revoluționar celui care a preluat puterea, care șeful revoluționarilor, da? Nu, n-a fost niciodată el șeful revoluționarilor. A fost în mintea unor, eu nu l-am mai recunoscut niciodată. Cu permisiunea dumneavoastră... Ultimul pe listă, dar nu. Ultimul pe listă, da. Nu, fabrica de speranță. Nu cu a mea. De citit. Asta merită citit. Pentru cei care au semne de întrebare cine ce a făcut și cine cum a făcut, e o carte destul de interesantă, ca să spunem. Dacă este o întrebare care mi se adresată mie... Vă răspund. Vă rog. Și nu, atenție, trebuie să fac o subliniere aici. O subliniere. Fiecare țară trebuie să aibă sistemul de informații interne și externe pentru a-și apăra țara, pentru a-și menține, pentru a se profilactic, să spunem așa, cei din străinătate să urmărească lucruri și așa mai departe. Asta nu înseamnă să facă lucruri ilegale, dar să-și apere țara oricum pot. Iar mulți dintre acești spioni, să spunem așa, sau cum vreți să-i numiți noastră, care sigur acum se vede că nu prea există, că nu prea sunt foarte mulți, că, sau nu au încredere să facă treaba, că țara e șubredă, vedem că Ungaria poate să facă ce vrea pe aici, deci, dar Rusia la fel. Vorba lui Mircea Geoane, nu știm câți mai sunt. Da, ideea este... Și câți au rămas și ce vreau să pe linie. Nu trebuie aruncat pe spionajul românesc, care era pe vremuri al treilea în lume și așa mai departe, nu trebuie aruncat cu noroi. Că era, permis să spun, că un serviciu secret creat de Nicolae Ceaușescu era împotriva Uniunii Sovietice. Cum am avut acum câțiva ani, un serviciu secret împotriva Americii. Da, v-am auzit spunând, acea unitate într-adevăr a existat, anti-KGB, este real. Și a existat și asta. Domnule Maria, și era unitatea militară 0110, care era anti-KGB, condusă de generalul Nicol Cioiu, care în fiecare dimineață la ora 8:05 raporta Eleni Ceaușescu care este situația din țară. Aici e problema că mesajele nu ajungeau de cele mai multe ori la Nicolae Ceaușescu. Nu că aici, se face. Exista oameni care blocau informația spunând că să nu le nervăm pe tovarășul, exact asta era expresia. Nu vrem să-i stricăm ziua tovarășului. Este bolnav tovarășul, avea diabet, știți foarte bine, era asta. Nu cred că ar trebui să știe dânsul, cred că puteți dumneavoastră să rezolvați treaba asta. Iar doamna Elena Ceaușescu, mă rog, a blocat din ce în ce mai multe informații, iar Nicolae Ceaușescu practic devenise în plus pe acolo, prin jur. Sigur, nu vreau să-l scuz de nicio vină pe nimeni, pe niciunul, dar nici procesul intentat nu este ceva care să ne aducă mândrie. Cum din punct de vedere juridic, da, așa este. Da, și întrebarea este, trebuia să judecat cum trebuie, domnule, ai făcut asta, dar domnul Păunescu, dar s-ar fi însemnat primul proces al comunismului în România. Credeți că îi convenea lui Ion Iliescu să existe un proces al comunismului în 1990? Împotriva domnului Ion Iliescu, făcut la fel, în care vine cineva și spune, domnule, din cauza matale au murit atâția arși în spitale. Au murit aia că așa, n-aia, așa, lua mineria de la cutare, la cutare, 50.000 de oameni, pușcărie, te împușcăm acum. Cum ar fost? Domnul Păunescu, Ion Iliescu a fost trimis în ultimii 4 ani în instanță.
preun rechizitoriu făcut de aici, de la acest pupitru, am spus de multe ori, un fals judiciar. Asociația 21 decembrie n-a susținut falsul judiciar, chiar dacă ea, Ion Iliescu, inculpat pentru faptul că n-am făcut o revoluție în România ca să ne să batjocorim justiția. Vroiam un proces echitabil din toate punctele de vedere. Deci ca atare... Și pe ce vă bazați când spuneți că nu era acest proces din ultimii 4 ani? E clar că nu există nimic. Dar din moment ce eu 4 ani de zile am spus că este un fals judiciar rechizitoriu. După 4 ani am spus-o Curtea Supremă. În două rânduri. Da. Curtea Supremă a restituit dosarul pentru relevarea CCP. Sigur, poate fi un visător sau nu știu, poate am visat sau nu știu. Mă aștept la lucruri... Sigur, chestiunea asta cu ridicarea certificatului de revoluționar trece așa, cumva, era într-un film în Lupul de pe Wall Street, nu, când explica ala, că e fugazii care sunt acțiunile astea. Ideea este că ea trece așa, cumva. Dumneavoastră se demonstrează clar că a fost lovitură de stat după 22. Aici vă contrazic total. Contraziceți-mă, vă rog. Dar Permiteți-mi și domnul Rusu. Ia spuneți. Deci, de ce nu a fost lovitură 14 decembrie după 22. 14 decembrie 89, la Iași primele mișcări, da? Jos pălăria pentru oamenii de acolo care au încercat să pognească, ca să zic așa. Da? Vine data de 15, pastorul Tioche, 16 Timișoara, 16-17 noaptea, da? Cea mai grozavă la Timișoara, în sensul că se scoate armata, se fac arestări. Peste 1000 de oameni băgați la Popașac, 17 oameni uciși la Timișoara, inclusiv pe catedrală, la catedrală se închide ușa catedralei ca să nu poată să intre. 18 se dă dispoziție, se adună morții din spitale, se bagă în saci, se bagă în două mașini frigorifice și pleacă la București în 18-19. Sunt aduși la București, duși la crematoriu și noaptea de 19 spre 20 arși la crematoriu, 42 de trupuri de eroi. S-a făcut și un film. Sergiu Nicolaescu a făcut un film. Bun, nu Sergiu Nicolaescu era, el este unul din criminalii. Nu, el a făcut un film, știu, dar i-am spus un direct tot la B1. Nu, aici am venit doar să spun că a făcut un film pe tema asta. A profitat și el. Acești 42 de oameni arși și dimineața cenușa încărcată în tomberoane aruncate la Popeșile Ordeni. În sfârșit se mișcă București. Se mișcă Lugojul în data de 19, după care în 21 se mișcă Bucureștiul, Clujul, Sibiu, Brașovul, Cugirul, sper că nu e pe cineva, Aradul. Și la Vaslui a fost, erau vreo 10. Și se trage... Era și filmul, a fost sau nu revoluția la Vaslui, vorbim acum de București, se trage în București. Avem 52 de morți în seara de 21 decembrie. Spitalele pline de răniți. Așa, mergem mai departe. Aproximativ 1000 de oameni reținuți la oamenii într-adevăr de bună credință, adică s-au luptat pentru România pentru a schimba sistemul. Cei de poliție și undeva marea majoritate, 7-800 duși la Jilava. Așa. În dimineața de 22 decembrie, dânsul fiind un fan Ion Iliescu, vă rog, spuneți. Da. În dimineața de 22 decembrie exista un raport făcut de către cei de la armată, li s-a cerut de către Ceaușescu și de către cei superiori, mă rog, mă refer la ministrul de interne, șeful securității și la mai departe, câte lumini sunt aprinse în București. Și au constatat că undeva 70% adică din apartamente... câte steaguri sunt, câte la primărie, câte la... Lumini, efectiv, noaptea. Și au ajuns la concluzia că undeva 70% lumea nu doarme, ascultă Europa Liberă, ceea ce făcusem și eu, inclusiv în noaptea de 16 spre 17 decembrie. Un aparat grunding. Așa. Și că este posibil ca a doua zi să iasă lumea în stradă. Ceea ce s-a și întâmplat. Și erau broiajele alea, gen broiaje, care, dacă îmi permiteți, ca regizor, pot să spun că aceste broiaje au făcut foarte bine pentru Europa Liberă, că dădeau tensiune. Erau un... Asta crezi că e la casă. Nu vreau să atac Europa Liberă niciun fel, e doar o chestiune de imagine. Bun. Ora 12:08. Avem atmosfera următoare în București. Sediul Comitetului Central, înconjurat de peste un milion de oameni, și când spun înconjurat, mă refer Piața Universității plină, Bulevardul Maghiaru plin, Piața Revoluției plină, până la Cismigiu. Da. Revoluție Populară. Vă spun că Revoluție Populară. Am văzut până la Cismigiu, pentru că intrând, n-am zis niciodată primul, zic alții din Comitetul Central, pe geam în Comitetul Central, luând armă, să ajung la elicopter. Deci a spart locuința? Da. Prin efracție? Asta e, prin efracție.
Și a fost judecat pentru asta? Nu, pentru asta nu a fost judecat. E, păi, atenție, procuratura. Poate începe cu treaba asta. Problem, dar nu e niciun fel de problem. Dacă tot nu anchetăm pe cei care au dat lovitura de stat, dacă noi anchetăm pe aia care au dat lovitura de stat, să-i anchetăm pe aia care au încercat să blocheze. Elicopterul se ridică, practic Ceaușescu este alungat și din acel moment, în opinia cu sprijinul mea, domnului, și a multora... Cu domnului Stănculescu, care a jucat cu dânsul, a fost partenerul noastră? Nu, nu, nu. Că el i-a spus orice să bun, pleci. Este în regulă, l-au protejat, este problema lor, reglarea lor de conflict. Eu sunt convins că Ceaușescu mai degrabă murea acolo decât să fie împușcat așa. Eu am spus protejați și pun ghilimele. Da. Bun. În momentul în care... Revoluția învinge, adică seriul Comitetului Central, simbolul Partidului Comunist, este ocupat de revoluționari. Dictatorul a alungat, televiziunea ocupată, radioul ocupat. Soare afară. Superb afară. Și încep în teritoriu județene de partid să cadă una după alta, pentru că, sigur, lumea se mobilizează, ies în stradă și revoluționarii ocupă sediile. Așa. Și-am ajuns la comunității și la armate. Acum, de la ora 12:08 minute și până aproximativ la ora 18:30, a zilei de 22 decembrie 1989, istorica zi, în România are loc o revoluție de catifea. Deci până la 12:08 minute... Nu se trage, adică în sensul că nu se trage, lumea în stradă. Sibiului, unde era Nicu Ceaușescu și trebuia dislocat de acolo. Și trebuia să creeze o atmosferă tocmai pentru ce urma. Deci în rest nu se trage. Ce înseamnă... Că noi avem imagine, mă scuzați, avem imagine când a venit la București, nu era creat încă FSN-ul și un domn general, un domn ceva, un militar de acolo, spune, avem imaginea care spune, domnule, cu Nicu Ceaușescu vom face exact ce a ordonat tovarășul Ion Iliescu. Da. Deci nu avea nicio funcție. Nicu a venit spre București chemat de Ana Bureșan, care i-a spus că va face parte din viitorul guvern. Da. Au păcălit, în fine, problema lor, iar relegare de conturi între comuniști. Da. Problema este următoarea. Nu, da. Undeva după ora 1, când Ion Iliescu pleacă de la muncă, adică de la editura tehnică, ia legătura cu generalul Raț. Nu, era acasă. Ion Iliescu pleacă legătura, de acasă. Eu vă spun declarația generalului Raț. Nu am permisiunea lui să spun, dar știu că... O fi trecut pe acasă, se schimbă. Era acasă, era la televizor, iar cineva care era în televiziune... filmau și erau în jur, erau niște tovarăși generali sau ce erau ei pe acolo, care spuneau, dom'le, dacă l-ar ști cineva pe Ion Iliescu, fiind clar că persoana respectivă îl știe, dom'le, dacă ar ști cineva că Ion Iliescu ar putea salva toată povestea asta. Bun. Iar acesta spune, dom'le, îl știu eu, nu îl cred, îl știu eu, îl mă l-a dus. Deci până aici bun. L-a dus revoluția. Eu vorbesc din documentele dosarului de revoluție, care au stat... în fața procurorilor, judecătorilor, aici, dar mai ales la CEDO, unde Asociația 21 decembrie, și o seamă de revoluționari care au acționat la CEDO, o să menționez pe doamna Vlase, distinsa doamna Vlase de la Brașov, pentru că a fost prima mamă de erou martir care a avut curajul să vină cu noi la așa, spuneți-mi după 20, de cam la 20. S-a stabilit că decembrie 89, după 22 decembrie, de fapt ca și până 22 decembrie, s-au săvârșit fapte contra umanității, coordonate, comandate de Ceaușescu până la ora 12:08 minute, împreună cu armata, miliția, securitatea și gărzile patriotice. Deci a fost o revoluție până atunci. Ce s-a întâmplat după 22 decembrie de Ion Iliescu, prin diversiunea pe care a creat-o... Asta nu s-a stabilit. Ba, da, e clar. Păi, dar nu e sentință. Ceaușescu a murit. La gardă. E una să fie o decizie a CEDO care spune crime împotriva umanității. Vorbim de crime împotriva umanității. În moment ce România nu ia în considerare ce spune Departamentul de Stat American, ce spune CEDO, ce spune, vă așteptați acum ce? Să ia cine să ia? Păi mă aștept Ministerul Justiției ocupat ca cineva să se apuce serios de acest dosar. Și-au bătut 4 ani de zile joc de noi. Petru Midia a ocupat Ministerul Justiției. Nu știu dacă e cu Petru ce este domnul Ministrul Justiției. Eu sper că în mandatul dânsului se reglează lucrurile din punct de vedere a pornirii dosarului. Sper. Da. O spun și mă uit la carte și sper că domnul Cătălin... Acum, pe scurt, ca să dăm cuvântul domnului Rusu. Spuneți-mi de ce n-a fost lovitură de stat cu Ion Iliescu după 22. Am început să vă spun. Deci odată ocupate toate aceste instituții ale partidului, instituțiile de comunicare în masă, televiziunea și radio, spuneți-mi mie, când Ion Iliescu ia legătura cu general Raț, îi spune, vino la Ministerul Apărării, să-l luăm și ia legătura. În ce calitate? În ce calitate? Erau tovarăși, erau prieteni, se cunoșteau. Dumnezeu, de unde hotăra dânsul așa tot, așa, ei punea pe toți, arestați. Asta scrie omul în declarație. Haideți la Ministerul Apărării să ne întâlnim acolo și cu Victor.
Da. Ceea ce se întâmplă. Cu Victor. Cu Victor. Ei se cunoșteau de 56. Dumneavoastră probabil nu știți această chestiune. În 1956, da, Revoluția Maghiară, Victor Sărculescu este la Timișoara. Foarte scurt, Victor Sărculescu este la Timișoara. Sunt arestați studenții duși tot așa într-o unitate militară în afara Timișoarei, iar Ion Iliescu este secretar general a Uniunii Tineretului Comunist, document aflat la IGMER, iar relația pe care o avea și fiecare înalt demnitar al Tineretului Comunist avea un județ. La el, în dreptul lui, scrie Republica Ungară. Și ei s-au cunoscut, practic, în 56. Deci, din 56 se știe Victor Sărculescu cu Ion Iliescu. Și atunci, vine întrebarea firească, la cine a dat Victor Sănculescu, Cico Dumitrescu, Nicolae Militaru, venit de acasă cu haine în geantă, Ion Iliescu, Petre Roman, Chițac, Sergiu Nicolaescu, că a apărut personaj, da? La cine au dat ei lovitură de stat când statul nu mai exista? Statul era fugit. Au preluat. Deci, au confiscat Revoluția, au dat o lovitură de Revoluție. Deci vreți să o schimbați din lovitură de stat... O lovitură dată Revoluției. Revoluționarii ocupase aceste clădiri. Să știți și povestea de la Timișoara. Da. Oamenii așteptau o scânteie. Da. Acea scânteie și Revoluția de la București. Da. Când a început, când a fost manifestația. Da. Da? Ne aducem aminte cu aparatele, cu aparatele puse pe pereți, alea de... care deci au folosit pentru film. O secundă. Că pentru, au fost mici pentru filme. Erau niște importate din Germania pentru un film care urma să se întâmple. Da, aparate de astea care practic propagau zgomotul gloanțelor și așa mai departe. Aceste lucruri au funcționat și ele. Da? Nu intrăm în detalii cine cum și în ce fel, dar știm lansea. Acum, pe scurt, ca să terminăm. Deci, marea dezbatere pe care o avem aici și marea dilemă pe care o avem este cum și-au bătut oamenii ăștia joc de țara asta. Cum și-au bătut joc? Păi domnul Comunescu. O secundă. Lovitură de stat sau confiscarea Revoluției și după aceea distrugerea României. Deci cum au distrus România? Prin lovitură de stat sau prin confiscarea Revoluției? Ce spuneți, domnul Rusu? Să lăsăm și pe domnul Rusu. Deci cum și-au bătut joc de România și de români? De au ajuns 50% din populația României să nu aibă bani să meargă la dentist. Și să, cum să vă spun eu, să le fie rușine să iasă din casă, ceea ce nu trebuie să fie așa ceva, indiferent de situație, să știți că, repet și am spus de fiecare dată, toți oamenii, toți vecinii dumneavoastră au aceleași probleme, întâlniți-vă și vorbiți între dumneavoastră. Întâlniți-vă că nu este o rușine. V-au adus în starea asta. Da? Acum sunt oameni la conducere care încearcă să salveze chestiunea asta. Dar ideea este, sau cât se poate, numai că sunt opriți în mod organizat să facă lucrul ăsta. Da. Și acum, domnul Rusu, că v-am ținut pe chestiunea asta, vă rog. Da, Radio Europa Liberă. Deci, uitați aici, cartea colegului meu, Liviu Tofan, ne-au ținut în viață. Și aici e capitolul decembrie 1989. Deci, Revoluția... Chiar o să... Mă spuneați și termin, vă lasă-mi să vorbiți. Chiar o să avem o emisiune dedicată Europei Libere și importanței la Revoluție și dinainte, să spunem, din anii 80, de la început. Da. Europa Liberă și 2 decembrie. Deci, imediat după evenimentele din 22 decembrie, în cele câteva zile, colegii mei care erau în studio și transmiteau și analiști politici versați, da, Mircea Carp, Emil Hurezeanu, Mircea Iorgulescu, Nicolae Stroiescu, Stănișoara și așa mai departe, oameni care erau deja de 10-15 ani, absolut, în politică, au spus imediat. Nu în politică, erau la radio. Care... Și vorbiți acum sau atunci? Sigur, la radio, nu în politică. A transmis de 24 de ore din 24, absolut, în schimburi de către 8 ore. Și imediat, prin 26 decembrie, mi-aduc aminte, Raluca Petrulian cu Liviu Tofan, cu cei, au spus Revoluția a fost furată. Deci la trei zile noi ne-am dat seama că Revoluția este furată. Acei oameni sunt eroi, să știți, care au avut curaj să spună treaba acum, asta. Da, că i-au spus împotriva anumită. Și noi care eram acolo și ne-am opus. Am stabilit-o deja. Da, dar ideea este că acei oameni au spus ce au spus tocmai și să știți că fac o analiză pe chestiunea asta de aproape 6 luni. Din decembrie, da? Mergând, am fost în Portugalia, am fost la München de mai multe ori, am discutat cu cei care din Congresul American finanțau și așa mai departe, dar ideea este cu morții din, adică cei care ținau cont de morții din Portugalia, a celor care lucrau pentru Europa Liberă, da? Și alte povești, dar vreau să discutăm, de asta vreau să facem emisiune directă. Acum, așa, înainte de publicitate, așa, vreau un lucru să-mi spuneți. Azi ziua de astăzi. Deci, domnule, oamenii ăștia au preluat Revoluția, au confiscat Revoluția, da?
Și ne-a dus în situația asta în care se dovedește faptul, prin acest articol, vă rugăm să mai puneți o dată articolul celor de la Context, care este, repet, un site, nu, articolul cel cu miliardele, dacă se poate, cei de la Context, de care eu sunt convins că o să mai auziți de tine. Domnul Bărescu, dați-mi voie ca să termin ideea. Vă rog. Deci, ceea ce analizăm noi astăzi cu domnul Mărieș, că Iliescu rămâne fără titlul de revoluționar, este chiar un titlu, să spunem, superficial. Substanța dată de acest eveniment, de această decizie, este alta. Că Ion Iliescu, cu grupul lui din decembrie 1989, care au omorât oameni și care s-au comportat cum s-au comportat la mineriadă, sunt astăzi judecabili, întrucât crimele nu se prescriu niciodată. Dosarele trebuie reluate astăzi. Dar să știți, crimele de la Revoluție se datorează 2022. Unei lupte, nu știu, n-a să contă. Dar o să discutăm imediat după Revoluție și o să intrăm, vreau să intrăm la concluzii. Și să, cred că urmare acestei emisiuni sau altele, sau nu trebuie să fie de la noi, dar probabil că în altă parte, totuși să încercăm să nu protejăm pe cei pe care, dacă noi suntem parteneri NATO, noi facem tot împotriva NATO? Da, domnul Păunescu, noi suntem astăzi în Uniunea Europeană, avem o jurisdicție europeană, avem un stat de drept care... Haideți să nu luăm chiar așa. Avem ceva. Luăm așa, așa ca în România. Avem ca în România, așa, mai merge și așa, pe acolo. Noi o luăm așa, cum spune domnul Mărieș, cum trebuie să fie, cum scrie pe hârtie. Că de-aia ne sancționează Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg. Și degeaba, dar mă rog. Da. Haideți, luăm publicitate și intervenim. O scurtă pauză de publicitate și revenim, să știți. Intrăm și vă lăsăm să ne spuneți, să sintetizăm asta. Domnilor, de asemenea. Am revenit în direct la Talk B1 cu ultima parte a emisiunii. Vă invit să continuați. Da, nu e ultima parte a emisiunii. Emisiunea, sigur, pentru astăzi se va încheia. Seară. Da, la un moment dat, că trebuie să-și urmeze cursul firesc televiziunea, însă sunt niște lucruri și ajungem la ziua de astăzi, da? Sper ca ce spun eu aici să nu fie... Eu mi-asum oricum că anularea certificatului de revoluționar înseamnă că, dacă el și citim, că a făcut parte din partid și a dat o lovitură în partid. Da? Lovitură de stat, lovitură de palat, lovitură de confiscare revoluției, care și revoluția a fost pornită într-un anumit fel și a fost controlată de către anumiți oameni. Da? Acum, spre bine sau spre rău? O parte, mare parte după 22, spre rău. Da? Păi nu. Da, da, acum. După 22 puteți să spuneți ce vreți. Lovitură? Da. De revoluție, exact, dată exact. Cu acordul rușilor, cu implicarea rușilor și așa mai departe. N-am nicio părere. Și după aia lăsăm rusul să ne spună ce părere are. Urmarea acestor decizii, ne găsim astăzi, înaintea zilei de luni, în ziua Rusalilor, da? O zi sfântă, ne găsim astăzi cu o țară care s-a vândut unor oameni care au cu nume false, mulți dintre ei aveau alte nume. Cei pe care îi cunoașteți astăzi, să știți că aveau alte nume. Da? Cu orice risc, dar lucrurile astea trebuie spuse și cine trebuie să le spună. Acești oameni au creat acest haos, pentru a se îmbogăți, pentru a face bani, pentru a pune controlul asupra Ministerului de Finanțe, asupra Ministerului Justiției, asupra ANAF-ului și așa mai departe. Și să încerce să închide gura tuturor celor care au ceva de spus, cum e cazul B1 TV. Da? Mi-asum chestiunea asta și nu ne vom lăsa de treaba asta. Și o să aveți niște surprize imense. Să zic o lună jumate, maxim. Nu vă așteptați la ce urmează. Nu vă trece prin cap în cel mai negru scenariu ce urmează să se întâmple. De bine. De bine pentru români, pentru noastre telespectatori, nu pentru ei. Cu mine sau fără mine? Pe mine poate să mă... Că bine suflet, dar nu e asta cu amenințările. Nu ne interesează foarte tare că suntem, la un moment dat tot murim. Adică nu e... Ideea este că a opri oameni care se pricep să-și facă treaba înseamnă că ești împotriva acestui stat. A vedea români care își plătesc taxele și se duc la ghișee cu capul aplecat și să nu deranjeze pe cei de la ghișeu, nu dau vina pe cei de la ghișeu, că și ei sunt, cum să spun eu, emanații acestei, că să vorbim în termenia, da?
emanația acestui sistem, da, și creat în așa fel, sistem care duce la dezbinarea cetățenilor și României. Cum? Mărești salariile la magistrați? Trebuie mărite, sunt de acord. Dar nu mărești la profesori. Și atunci profesorii sunt împotriva magistraților. După aia, mărești la medici sau nu mărești la medici? Mărești la militari. Și atunci militarii sunt, sau medicii sunt împotriva... în felul ăsta creezi haos și o dezbinare în societate imensă. Lucrul ăsta trebuie să se oprească. Dacă mărim, mărim la toți. Dacă scădem, scădem la toți. Iar, stimați domni din sindicate și așa mai departe, în care am deosebit de respect, mă refer de cei care muncesc sau cei care mai au locuri de muncă. Când mergeți și cereți bani la guvern să vi se mărească, nu, cereți, nu vă dau dânsii. Sunt din banii dumneavoastră, ca să înțelegeți. Și sunt convins că înțelegeți mai bine decât mine, foarte mulți din dumneavoastră. Deci, și cu asta am închei. Dar ideea este că noi ascundem în ziua de astăzi miliardele oligarhilor ruși, cei care sunt căutați, iar Italia, care era până acum pusă pe lista neagră, că susține, că nu susține sancțiunile, ce face? Naționalizează o rafinărie de sute de milioane, dacă nu miliarde. Și Germania face același lucru. America face același lucru. Noi? Ce mai facem, domnul Mai Rusu? Studiem. Domnul Rusu, ce facem? Da, uitați, această chestiune cu banii este foarte bună, că trebuie odată să aflăm cum s-au îmbogățit acești oameni, pentru că tot așa sunt banii cetățenilor. Se știe, se știu și conturile, se știu și unde sunt. Și așa, iar da. când vorbim de Ion Iliescu, trebuie să vorbim și de gașca lui, pentru că toți au participat la aceste crime și astăzi ei, crimele nu se prescriu, ci justiția trebuie să preia aceste dosare. Și scuzați-mi nesimțirea că mai intervin cu o secundă. Să știți că foarte mulți dintre cei care au preluat puterea, în 89 erau la un congres în Coreea de Nord. Avem și imagini. Da. Deci în Coreea de Nord, la Mao. La domnul da. Mao Zedong. Deci, nu Mao, scuzați-mă. Nu Mao Zedong, la Kim Il-sung. La Kim Il-sung. Da, Kim Il-sung. Deci grupul Ion Iliescu și-a pierdut privilegiile. Nu, el trebuie ca și ceilalți să-și piardă drepturile care sunt mai importante și trebuie să fie judecați de justiție pentru crimele care nu se prescriu. Și vă dau câteva exemple din Germania. Foști, dar știți de ce nu se prescriu crimele? Știți de ce nu se prescriu crimele de la Revoluție? Știți de ce? Domnul Măreș, știți de ce? Domnul Măreș, știți de ce? Spuneți dacă știți. Păi, nu vă uitați la mine așa. Spuneți dacă știți. Dacă deci, știți ce, vă spun eu. Inițiate de Asociația 21 Decembrie au dus aici. Sigur, și efortul de greva foamei, cea trei greve ale foamei pe care le-am făcut și știe toată opinia publică chestiunea aceasta. Și o parte din colegii mei m-au sprijinit în două dintre ele, a făcut ca decizia CEDO să ducă la imprescriptibilitatea crimei nu doar pentru 89 și 90, ci din 1945 și până în iunie 90, CEDO a stabilit exact. Că România s-au produs da, asta crime împotriva da, umanității. Da, deci da, acest merit îl are într-adevăr Asociația da. 21 Decembrie a spune aproape Asociația totalitate da. Cu sprijinită sigur de 2-3 4 avocați, unul da. E mort, săracu, acum, inteligenți. Da. Domnul Marie și domnul Păunescu, ceea ce spuneți de astră, eu vă confirm din Germania, unde foști gardieni din lagărele de concentrare care au trăit și care la 90-95 de ani au ajuns în justiție, au fost judecați și condamnați. Crimele deci, nu se prescriu. Atenție, nu vreau să speriem pe nimeni. Nu este împotriva Partidului Comunist. Toți membrii Partidului Comunist care au 4 milioane, 5 milioane la Revoluție. Nu, vorbim doar de, cum să spun eu, vârfurile, cei care au făcut într-adevăr rău și care au împins ceilalți. Da. Da, nu vorbim de să nu intre nimeni în niciun fel. Ion Iliescu și cu gașca lui, toți acești emanați după Revoluție, au fost emanați înainte. Au făcut ce au vrut în România, cel puțin în perioada 1990-1996. Și fac în continuare, stai să țin, fac în continuare. În continuare. De vorbesc ale prin reprezentanți, ca Partidul Comunist. Poporul român trebuie prin reprezentanți. Unul dintre emanați, că sunt și emanați economici, dincolo de cei politici militari, unul dintre emanații economici este chiar Ion Țiriac, care nu a participat la... Dar mă rog, spuneți. Da? Nu. Dar este unul care s-a bucurat teribil de efectele acestei revoluții și care în România a făcut tocmai acolo unde oamenii... Haideți să nu punem mai pe Ion Țiriac, că sunt mulți. Nu, punem pe mai mulți.
Altfel pare ca un atac la adresa lui Ionzina. Nu. Trebuie dovedită chestia asta în justiție. E vorba de miliardari, e vorba de oameni care au milioane, sute nu de milioane. Nu toți, atenție. Foarte mulți sunt oameni de bună credință și au muncit pentru ce au făcut. Da. Cum e vorba de televiziuni, unde s-au plătit taxele, s-au plătit toate astea, dar... Da. E vorba de alții care unii, de exemplu, au probleme mari ca să-și demonstreze cum și-a luat banii. Mă refer la primari. Astea probleme vin cu conturile. Și interne și externe vor avea probleme. Că și în familie trebuie să demonstreze de ce banii aia se duceau la anumite fete pe cărți de credit, la amante. Acum, că vor fi publice. Și externe față de stat și față de procuratură. Au sprijinit și o cauză. Păi nu pot să judec pe treaba asta, dar vor avea o probleme. Să vă spun ceva. Lucrul care le-am spus de foarte multe ori în acești 30 de ani. Pe crima din decembrie 89, ei, prin ceea ce diversiunea pe care au creat-o, începând cu seara de 22 decembrie, când Ion Iliescu a apărut în balcon, lumea l-a huiduit, s-a adresat, e adevărat și inadecvat, i-a luat cu stimați tovarăși, iar mulțimea, milionul de oameni din stradă, scandat, nu suntem tovarăși fără comuniști. Acest lucru îi sperie și încep diversiunea imediat la jumătate de oră după incidentul din balconul Comitetului Central. Și de aici, sigur, rezultă 1000 de morți și câteva mii de răniți. Așa spus, că nu e de joacă, nu vorbim de 1000 de morți. Nu, că fiecare exact om. Asta vreau să atrag atenția. Mai mulți de 3 ori decât se întâmplase în perioada 15-14 decembrie și până în 22. Deci mai mulți, de 4 ori mai mulți morți decât în perioada dictaturii. Pentru că spuneam că nu mai e dictatură după 22 decembrie. Da, nu apărăm pe nimeni, și doar sunt cifre. Sunt cifre, dar nu sunt cifre, sunt oameni și oameni care... Toate mamele acestea, toți părinții aceștia, toți frații aceștia, toți copilașii, mici rămași, fără părinți. Pe această crimă, ei au făcut o parte din structurile statului complice, dar nu prea mult. Nu prea mult. Tocmai asta spun, că și spunea domnul Ponescu, nu trebuie să sperie toată lumea. Doar cei care au fost... Marea majoritate, adică nu e o chestiune de... Dom'le, dar s-a dat o decizie că nu a fost revoluționat domnul Iliescu. Eu trebuie să mă iau pe actele făcute de stat. Da? Corect. E o decizie... E o lege votată. Votată, da? E, urmarea acestei chestiuni, nu mai avem revoluție după 22. Ce-au urmat după și deciziile, băgarea unor oameni la pușcărie, vinovați sau nevinovați, nu știu, dar deciziile luate, ca așa a spus Tovar și Ion Iliescu, sau ca așa a spus cu tare sau cu tare, sunt sub semnul întrebării. Bun, permiteți-mi să duc... De gravitate imensă. Până la capăt fraza. Deci pe această crimă neavă... Guvernul numit, PSN-ul. A început devalizarea. Primele 2 miliarde care se aflau în guvern la momentul 22 decembrie, toate ajutoarele venite de afară și au fost imense, imense, da? Toți banii strânși din țară în contul Libertatea, pentru că n-a fost român să nu lase măcar 100 de lei la salariu în ianuarie pentru mama, fratele, sora, soția, copilul celui ucis în decembrie, toți acești bani, practic, i-au devalizat până undeva prin octombrie. După care a început, sigur, vorba de Fondul Libertate. Petre Roman, imediat după 13-15 iunie, iese și spune urmărat de fiare vechi. El zice, domnule, n-am spus așa. Industria nu era performantă. Ok, o parte a industriei nu era performantă. Deși era urmărat de fiare vechi. Industria România. Toată România. Și eu spun, și o parte era, cu, o parte asta nu. Spus, nu, dar cu povestea cu Casa Poporului, de trasul de român, să ia fiecare român pe piatră. Să facă... Dom'le, miliarde pe care oamenii ăștia au muncit, români au muncit și au dat viața acolo, trebuie să dărâmăm toată aia, să dăm... Și atunci, domnul Păunescu, ca să-și facă cât mai mulți conflicte, asta este teoria mea. A început această devalizare nebună, care continuă și azi, pentru a stupa guri, pentru a-și face complici. Și au făcut. Și dacă îmi permiteți, înainte să-i dăm domnului Rusu să ne spună, să ne facă o... Deci devalizarea s-a făcut pe sângele copiilor. Ce e mai grav este că asistăm la o cubanizare, dacă vreți, a României, adică să plece oamenii care sunt antreprenori, care ar putea face scandal, și de-aia avem migrația asta imensă, da? Dar, așa, și o să revin imediat, ca să rămână cei care nu fac scandal, care stau cu minții acasă și zic, asta e, n-avem cum să schimbăm. Cine e cu noi și la cine vrem să dăm contract? Dar ideea, și înainte să-i dăm domnului Rusu cuvântul, ideea este că, eu așa am auzit, nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, de curând am auzit de el, da? Diaspora, din două orașe foarte importante unde există foarte mult, pregătește un mare meeting în august.
Să dea Dumnezeu să vină în 18, în 10 august nu, din nou. Nu, în România. Nu în România, România. Mergem noi acum. Băi, o să vedem unde, o să aflăm și noi, că dacă nu suntem organizatori, n-avem de unde să știm. Vă rog, spuneți, domnul. Finalul acestor evenimente, care s-a regăsit în 1990, în 2000 și după 2000, este că o gașcă întreagă a fost coruptă de acest grup al lui Ion Iliescu, au primit bani, au primit corect funcții, au intrat în partid, în PTSR și după aceea în PSD, că nu întâmplător toată presa... Dar nu toți, haideți să nu facem și noi ca... La mulți. Să nu facem ca Lavrov, nu toți, marea parte. Că mulți... Marea parte, da? Nu, nici marea parte, mulți. Noi vorbim de un partid care a fost hulit. Vă dau un exemplu, un simplu exemplu. Când a venit regele, cum regele a fost dat în țară, a fost dat afară din țară. Da? Așa. Aici, la Hotel Continental. Așa, da. După care era o activitate care, în perioada respectivă, da, acolo. După și care toată politica care a dus-o acest partid al lui Ion Iliescu din PSDR transformat în PSD, a fost cu totul altceva decât cum scrie el dreptate socială. Ci a fost numai pentru monopolul politic, pentru monopolul economic, pentru monopolul fiscal și pentru tot capitalul care... Dar de ce ascundem banii miliardarilor ruși, oligarhilor ruși? De ce statul român ascunde banii ăștia? Aceasta trebuie să întrebăm, aici trebuie să întrebăm procuratura. Trebuie să întrebăm serviciile care sunt competente aici, atunci când intră investitori în România, sunt studiate dosarele și care sunt ok. În primul rând, să vă mulțumesc pentru că ați confirmat aproape tot ce ați spus. Vă mulțumesc din sufletul nostru, aveți o experiență. Eu încă mai am de discutat că dânsul e pro-PSD și pro-așa. Da, da, da. Nu PSD, scuzați-mă, PSD altceva. Eu cu domnul Ponescu, fiind aici la București, ne permitem să ne mai contrăm, pentru că ne mai întâlnim la un meeting la ambasada. Ne mai batem cu jandarmii, ne batem cu jandarmii. Acum, concret. Domnule, ați luat amenda sau nu de la când am fost la meeting? Că uite, nu, l-aveam aici. Am trei până acum. A luat amenda la meetingul respectiv. La meeting, ambasada. Pe persoană fizică, nu pe asociație. Da, mă rog, acum mă iubesc ei pe mine mai mult. Deci, da, foarte concret, pentru opinia publică din țară. Se opunea ambasada. Iubiții mei, în 1990 s-a lansat celebrul document, istoricul document, programația la Timișoara, cu celebrul punct 8. Am susținut foarte mulți, milioane de oameni, acest punct. Astăzi, fără securiști. Astăzi am anunțat la comemorare că din punct de vedere cel puțin de pe segmentul revoluționar, punctul 8 de la Timișoara a fost aplicat. Adică activiștii de partid nu mai beneficiază, da, de certificat de revoluționar. Din păcate am epuizat timpul pentru această emisiune. Trebuie să vă mulțumesc foarte mult. Urmează colega mea, Ioana Constantin. Eu cred că am atins puncte foarte importante și până să știți că în asta atacați oligarhii ruși și statul român că îi apără pe oligarhii ruși. Asta am reținut, da, să știți. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. O seară bună!